A venit vremea, a venit vara, bun găsit, la mulți ani tuturor copiilor, celebrați copilăria în fiecare zi, nu numai astăzi de 1 iunie și mai ales voi, oamenii mari, aveți grijă mereu de copilul din voi, că fiecare mai avem unul acolo. Hotărât lucru, nici în alt anotimp nu egalează interesul unanim pentru prognozele meteo din anotimpul cald. E firesc, vacanțele de vară sunt cele mai așteptate pentru că cel mai lung moment de tihnă sau cel puțin așa ar trebui să fie și îl visăm cum altfel decât perfect, inclusiv din punct de vedere meteo. E vânt și este vară și cerul îmi spune fugi că eu plătesc. Cam așa. Doar neademenește, nu plătește niciodată, așa că bine ar face să fie impecabil cât de cât, măcar cât suntem noi în vacanță, nu-i așa? Unde impecabil înseamnă să nu ne plouă nici un strop, dar nici să ne dogorească soarele prea tare. Ei bine, numai puțin de trei cele mai mari sisteme de prognoză pe termen lung, cel european, cel britanic și cel american, au ajuns toate la concluzia comună că anul acesta emisfera nordică va avea o vară extrem de caldă cu o succesiune de valuri de căldură ce vor afecta centrul și sudul Europei, în special în lunile iulie și august. Valuri de căldură care, după cum le e obiceiul, vor declanșa multă instabilitate atmosferică. Povestim despre toate astea, pe înțelesul tuturor, cu invitata mea de astăzi, Iulia Zgripcea Bărbulescu, meteorolog previzionist la Administrația Națională de Meteorologie. Bun venit la Euronews România, Iulia! Bine v-am găsit! Ne bucurăm, cred, cu toții să te revedem. Pe Iulia, cu siguranță o știți, fost om de televiziune, de meteo la TV și iată astăzi meteorolog, da. Cum e pe scaunul de invitat? Este plăcut. E în regulă. Da, e în regulă, da. Înainte de a vorbi despre vara calendaristică în care intrăm astăzi, să tragem așa linie sub primăvara proaspăt încheiată. Ocupă ea vreun loc pe podiumul primăverilor ieșite din tipare sau s-a încadrat în normalul climatologic al țării noastre? Ne-am obișnuit deja cu lunile anterioare să cumva depășească normele în general sau să fie martorii schimbărilor climatice. Pentru țara noastră, spre exemplu, această primăvară, nu am putea spune chiar acum că a fost mai caldă sau mai rece față de normal, dar cu siguranță că au fost momente, zile în care temperaturile au depășit mediile climatologice. Și dacă ar fi să o luăm așa cronologic, cu luna martie, luna martie s-a situat pe locul 2, în topul celor mai călduroase luni martie, chiar și la noi în țară de până acum. Și asta înseamnă că s-au depășit în multe dintre zilele acestei luni temperaturile normale pentru această perioadă. În mod normal, pentru luna martie ar trebui să se înregistreze undeva între 6 și 12 grade dacă ne referim la temperaturile maxime, normele, mediile climatologice. Iar în ceea ce privește minimele, undeva între minus 5 și 1 grad. Dar sigur că acestea sunt valori de temperatură medie și sunt valori medii de temperatură și că... Adică se face o medie pe toată țara, pe temperaturile din toată țara. De regulă, cele mai coborâte valori sunt acolo la polul frigului, în depresiunile Carpaților Orientali, la Miercurea Ciuc, dar și în partea de nord a Moldovei. Și cele mai ridicate valori prin sudul, sud-vestul, în general în sudul României. Așadar, v-am putea să pornim în luna martie undeva de la 6 grade prin estul Transilvaniei și nordul Moldovei și până la 12 grade. Sigur că la începutul lunii martie aceste medii, ele se fac pentru fiecare zi a lunii, dar pentru a nu plictisi pe cei care absolut, urmăresc, da, nu o să le avem atâta timp, nu-i vorba sigur de plictisale. Da. Așa cu luna martie, iar în ceea ce privește regimul pluviometric, el s-a încadrat în general în mediile acestei perioade, cantitățile de precipitații au fost apropiate de medii, sigur, au fost și zone în care regimul pluviometric a fost unul excedentar, a plouat mai mult decât normal, dar și zone în care acesta a fost deficitar. Este important să spunem totuși și cam care ar fi cantitățile normale pentru luna martie, undeva în jurul la 35, 32, 35, 38 de litri pe metru pătrat pentru luna martie. Așa, și pentru luna, mă rog, am putea să spunem și câteva temperaturi foarte ridicate din luna martie a lui 2024.
Spre exemplu, s-au înregistrat în martie 2024 27 de grade în București, la stația 27,6 grade pe 31 martie în București, în Lugoș. O temperatură foarte ridicată pentru acel moment al anului. Vă dați seama dacă la nivelul întregii țări noi vorbim pentru martie de maxime care să atingă 12 grade. Da? Deci e vorba de norme. Și la Miercurea Ciuc a fost destul de cald, 25,7 grade, Lugoș 28,5 grade. Cam acestea, ultimele zile, 30-31 martie, au fost zilele călduroase, s-au depășit mai multe recorduri zilnice. Și urmând apoi cu luna aprilie, care de asemenea trebuie să spunem că s-a situat și ea pe locul 2, în topul celor mai călduroase luni din România, aprilie, la nivel global, a fost țării noastre. Temperatura medie lunară aerului record pe țară din aprilie 2024 a avut valoare de 13,9 grade. Astfel, aprilie este a doua cea mai caldă lună din intervalul anilor 1901-2024. Iar în ceea ce privește regimul pluviometric, de asemenea, la nivelul întregii țări, aproape de cel normal. Ceea ce nu înseamnă că este o veste proastă, ba dimpotrivă. A fost și în anumite zone regim excedentar, a plouat ceva mai mult. În mod normal, în luna aprilie ar trebui să avem cam crește cantitatea de precipitații față de luna martie, undeva la 50-53 de litri pe metrul pătrat. Deci cam asta a fost cu lunile aprilie. Ar fi interesant poate să precizăm și câteva temperaturi, pentru că noi suntem specialiști și lucrăm cu cifre și cu dovezi exacte, clare. Da. În luna aprilie, data de 15 a fost una cu temperaturi destul de ridicate. S-au înregistrat la Focșan, spre exemplu, 32,5 grade. Da, deci a fost o lună destul de caldă, am spus puțin mai devreme care sunt normele lunii aprilie, sau dacă n-am spus o să le repet, 11-17 grade și 0,7 grade, vă dați seama, foarte, foarte cald. Cam acestea au fost primele două luni de primăvară. Sub luna mai înțeleg că încă n-ați apucat să faceți luna mai cu totul. Da, nu putem spune în topul, deocamdată unde nu avem se situează, unde se situează, dar cu siguranță în zilele următoare vom face și vom primi și aceste informații. Luna mai a fost o lună în care, sigur, noi în București poate că ni s-a părut ceva mai plăcută vremea în sub aspectul temperaturilor, dar au mai fost unii și precipitații. Unii au cam bombănică, e prea frică, de ce plouă? Au fost și zile surprinzător cu temperaturi în București, ușor sub norme, dar în general vorbim despre... Se vor echilibra probabil la final. Da, rămâne de văzut dacă se vor echilibra la sfârșitul acestei luni. Vorbim despre o lună în care, în normal, temperaturile ar trebui să aibă valori de la 18 la 25 de grade. Adevărat că noi acum suntem pe 1 iunie și ele sunt ceva mai ridicate. Bucureștiul ar trebui să aibă la această dată, da? Deci ieri a fost sfârșitul lunii mai, astăzi e începutul lunii iunie, undeva la 25-26 de grade pe București. La nivel întregii țări, în mai, între 18 și 25 de grade maximele, de la 5 la 11 minimele. Pentru că am intrat în luna iunie, în iunie ar trebui să avem între 21 și 29 de grade, nu chiar acum la început. Mediile climatologice, acum, în această perioadă, poate că undeva la 18-27 de grade, să spunem, cu cele mai coborâte valori, repet, în estul Transilvaniei și nordul Moldovei. Din punct de vedere al precipitațiilor și referindu-ne la întreaga primăvară, au fost ele suficiente în România pentru necesarul agriculturii noastre? Chiar dacă, așa cum am mai spus, au fost cel puțin în primele două luni de primăvară, au fost destule precipitații, au asigurat în anumite zone norma, să spunem. Regimul pluviometric a fost unul apropiat de normalul acestor luni. Serviciul de agrometeorologie, un departament al Administrației Naționale de Meteorologie, elaborează zilnic, de luni până vineri, și postează pe site rezerva de umiditate din sol, și astfel că ieri în cultura grâului de toamnă rezerva de umiditate prezenta valori satisfăcătoare sau apropiate de optim în Maramureș, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei, Banatului, Nordul, Sudul,
Olteniei, estul și sudul Dobrogei. În rest însă vorbim în continuare, da, deci după aceste lungi, după aceste ploi, despre o secetă pedologică moderată sau chiar puternică. Seceta din în anumite sol, zone. Să le explicăm seceta, telespectatorilor, da, la rezerva de umiditate este, nu s-a refăcut în aceste zone, deci în principiu, hai să spunem așa, grosso modo, grosier în jumătatea de vest, exceptând însă Oltenia, după cum bine știm, în Oltenia sunt ceva probleme. Deci, practic, în jumătatea vechi. De... Da, și vechi. Și care nu țin neapărat de ploile din ultima perioadă. Cam asta este situația în acest moment. Hai să vedem care sunt estimările meteorologice pentru luna iunie. Trebuie precizat că da, ele estimează media săptămânală a abaterilor de temperaturilor aerului, da, și cantităților, deci, de precipitații comparativ cu mediile perioadei 2004-2023 și că manifestările de vreme extremă, bineînțeles, cele pe scurtă, de scurtă durată, nu sunt cuprinse în aceste, da, adică eventualele episoade de caniculă de temperaturi de peste 35 de grade sau fenomenele specifice instabilității atmosferice, pentru că luna iunie este o furtuni lună și, da, exact, este o lună cu instabilitate atmosferică serioasă, da, și pot apărea perioade cu averse și descărcări electrice, acumularea unor cantități mari de apă într-un interval scurt de timp. S-o luăm cu începutul săptămâna viitoare, de pe 3 iunie, observați că vremea e destul de plăcută acum și cred că cei care ne urmăresc își doresc să știe așa că pentru primele zile rata de gradul de realizare al prognozelor noastre este cel mai ridicat și poate că unii se află acum și pe litoral și vor să știe cum o să fie vremea. Ei bine, astăzi vorbim despre o vreme în general frumoasă, cu temperaturi ridicate, cu maxime de până la 32-33 de grade, chiar și în București, timp frumos cu cer variabil, cu înnorări după amiază și seară, mai cu seamă în nordul, centrul țării și în zonele de munte, unde vor fi averse cu descărcări electrice, intensificări de vânt, deci vremea va deveni instabilă. Mâine, duminică, de asemenea, temperaturi ridicate, tot de până la 32-33 de grade, cu norări, un cer variabil, cu norări temporar accentuate, mai cu seamă în nordul țării și în zona de munte. Deci, pe zona montană, zilele, pentru zona montană, zilele acestea, chiar dacă temperaturile sunt ridicate, chiar și la munte, se înregistrează temperaturi ridicate pe timpul zilei. Vremea e frumoasă pe timpul zilei, după amiaza, seara se mai răcorește, apar aversele, se mai strânește și vântul. Urmând ca de luni încolo, marți, spre exemplu, să fie o zi cu instabilitate în majoritatea zonelor țării, luni să înceapă să se instabilizeze vremea și în sud, în sud, în vest, în centru, în zona de munte, în prima zi a săptămânii viitoare vor fi averse cu descărcări electrice, va ploua. Și urmând ca marți această situație să se extindă, să pe lângă prelungire, să se extindă la nivelul întregii țări. Deci, săptămâna 3 și în intervalul următor, deci de miercuri încolo, probabilitatea pentru precipitații ar fi redusă, poate după amiaza și seara să mai apară astfel de fenomene, dar nu la aceeași intensitate ca în intervalul precedent, iar temperaturile să continue să crească. Noi ne referim întotdeauna la medii, dar aș vrea înainte să încep cu abaterile acestea și cu prognoza pentru următoarele săptămâni ale lunii iunie, să clarificăm și care sunt mediile climatologice pentru luna iunie, cum să știm la făcut-o ce ne raportăm în mod consecvent și pentru celelalte luni. În principiu, în luna iunie ar trebui să se înregistreze între 21 și 29 de grade. Sigur că la începutul lunii aceste medii scad, cum am spus puțin mai devreme, și cresc spre sfârșitul lunii pe măsură ce ne apropiem de miezul verii. Așadar, în luna iunie, în prima săptămână, am spus că temperatura medie a aerului va avea, în general, valori mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă, față de normele prezentate anterior, la nivelul întregii țări și, cum ne așteptăm, mai cu seamă în regiunile sudice și estice. Este important și regimul pluviometric, la ce precipitații. Va fi, din păcate, deficitar, că spuneam despre rezerva de umiditate din sol în sudul, estul și centrul țării și excedentar
În rest vor fi precipitați mai multe. Apoi săptămâna 10-17 iunie, de asemenea, media valorilor termice se va situa ușor peste norma climatologică în toată țara, mai ales în regiunile sudice și estice va fi ceva mai ridicată. Da? Deci tot în sudul și în estul României, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi temperaturile mai ridicate față de norme. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate în săptămâna. Estimăm că aceste cantități de precipitații în săptămâna 10-17 iunie vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, pentru săptămâna aceea. Iar săptămâna 17-24 iunie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice în majoritatea regiunilor din țară, deci de această dată nu doar în zonele sudice și estice. În ceea ce privește regimul pluviometric, acesta va fi ușor deficitar în majoritatea regiunilor și cam aceeași situație este valabilă și pentru săptămâna 24 iunie, 1 iulie. La fel, în cea mai mare parte a țării vor fi temperaturi mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă și regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în jumătatea de est și ușor deficitar în rest. Acestea sunt însă niște tendințe, niște estimări făcute de Administrația Națională de Meteorologie. Noi sigur că vom actualiza prognozele de la o zi la alta și sigur, dacă este nevoie, se vor emite și acele atenționări. Alături de luna mai, luna iunie este foarte importantă din punct de vedere al precipitațiilor pentru agricultura românească. Practic, în lunile mai și iunie ar trebui să se strângă toată rezerva principală de apă din sol, atât pentru culturile aflate în ultimele Sigur. Faze de înainte de recoltat, cât și pentru cele de porumb, de floarea soarelui. În ce privește precipitațiile, ai spus, pe fiecare săptămână, per total, cel puțin cât vedeți din acest moment voi acolo, s-ar realiza această rezervă? Mai contează foarte mult și dacă plouă acolo unde trebuie. E cea mai mare nevoie. Și știți că mai este important și dacă plouă într-un interval scurt de timp foarte mult. De obicei, atunci când vorbim despre ploile torențiale, aversele acelea puternice, pentru care deunează se emite culturilor. Și un cod de tip nowcasting privind fenomene meteorologice periculoase imediate, acelea, sigur, se acumulează cantități mari de apă, de ele nu reușesc foarte tare să pătrundă în sol și să asigure, nu este prezența lor atât de eficientă ca în cazul ploilor continue. Mai cam și asta este problema, că este prin... surprinzător, luna iunie este cea mai ploioasă din an, mă rog, în medie așa, sau în cea mai mare parte a țării, dar în același timp lunile august și iulie și august au parte de secetă la noi, la noi în țară și nu numai. Dar e un paradox, dar pentru faptul că aceste... presiune pe iunie să se strângă cât e nevoie. Da, deci în luna iunie, ca să putem să spunem că facem o medie așa, în două săptămâni există un regim pluviometric deficitar, în alte două săptămâni există un regim pluviometric apropiat de normal, ar putea să fie și areale mai mici unde se există excedent sau dimpotrivă deficit. Deci să spunem că am putea să fim optimiști, dar sigur că rămâne de văzut și la sfârșit întotdeauna se face cu rezervele de rigoare, da, cu precauțiile de rigoare, care din păcate la noi degeaba avem ce precauții, că dacă așteptăm ploaie din cer, nu avem cum altfel să scoatem de asemenea, este important liman culturile, e destul de complicat, adică efectiv se bazează agricultorii noștri foarte, foarte mult numai pe vreme. Ploi, pe vreme, da, pe nu ploile pe care cad din cer. De irigații, da. De asemenea, pentru a, sau mă rog, noi venim în întâmpinarea agricultorilor și se elaborează pe site-ul și sunt puse pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie pe meteoromania.ro și aceste prognoze agrometeorologice care sunt expuse toate informațiile de care au nevoie agricultorii cu privire la vreme, chiar și lucrările care au loc atunci, acum este pe site-ul administrației pentru săptămâna următoare. Spuneam la început că meteorologii europeni și americani estimează că pentru vara asta un șir de valuri de presiune atmosferică și anomalii ce se vor extinde din America până
în Europa. Ce presupune asta mai exact, pe înțelesul tuturor, și în ce măsură ne afectează în mod direct pe noi, că indirect afectează clar toată omenirea. Care sunt, practic, previziunile meteo pentru România în lunile iulie și august? O să o repet, gradul de realizare al prognozelor este unul mai scăzut pe măsură ce el scade odată cu timpul, da? Deci cu cât e mai îndepărtată prognoza și pe un termen mai lung, cu atât gradul de realizare este mai scăzut, cu atât mai mult în timpul sezonului cald, când aceste fenomene ale instabilității sunt prezente și pot să ne dea până la urmă toate prognozele peste cap. Este luat în considerare, deci aceste estimări sezoniere iau în considerare modelul numeric al Centrului European, CMVF, și practic aceste fenomene extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu acest produs. Exact acelea despre care spuneam mai devreme, episoade de caniculă prelungite, cât vor dura acestea, cât de mult vor fi cât timp vor fi ridicate temperaturile și cât de cald va fi, cât de fierbinte va fi vremea. Repet, nopți tropicale au fost în aproape fiecare vară, adică nopți în care temperaturile minime nu au coborât sub 20 de grade în timpul verii, evident. Și temperaturi de peste 35 de grade care sigur caracterizează vremea caniculară și canicula. Practic în luna iulie, în ceea ce privește temperatura medie a aerului, se va putea situa ușor peste cea specifică pentru această lună în toată țara, și eu sunt consecventă și spun și care ar fi temperaturile normale pentru luna iulie. Dar e foarte important ca iulie, să realizăm la ce ne raportăm, bineînțeles. Noi practic ne raportăm la norme atunci când facem aceste estimări. Și în luna iulie ar trebui să se înregistreze undeva între 24 și 31 de grade ca medie. Temperaturile cele mai coborâte în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, dar asta nu înseamnă că, sigur, ați observat zilele acelea de vară, când apar dintr-o dată ploile și temperaturile scad foarte mult de la o oră la alta, dacă noi ne așteptăm ca undeva în jurul prânzului, după amiaza, de fapt, la ora 15-16 se registreze în normal vara temperaturile maxime, dacă încep ploile, ea nu se mai atinge. Și oamenii se gândesc, probabil, uite, au vrei fost, și prognoza, da? Da, da, da. Și, mă rog, noaptea, dimineața, de fapt, se înregistrează temperatura minimă, pentru că tot a precizat și valoarea maximă când are loc. Deci, am zis, temperatura medie a aerului în luna iulie se va putea situa ușor peste cea specifică pentru această lună în toată țara, din păcate. Cantitățile totale de precipitații estimate pentru această lună ar putea să fie deficitare. Există o probabilitate să fie deficitare, din păcate, în cea mai mare parte a țării și, sigur, să accentueze problema secetei existente în acest moment, iar în ultima lună, luna august, temperaturile medii ale aerului se vor situa ușor peste normele climatologice, spun imediat și normele climatologice, la nivelul întregii țări sunt asemănătoare cu cele din luna iulie, 24 la 31 de grade, noaptea de la 8 la 17 grade, noaptea minimele, noi spunem minimele nopții, dar vara ele se înregistrează spre dimineață, atunci simțim și sigur că o să termin cu luna august, pentru că și temperaturile acestea resimțite sunt importante, nu doar cele prognozate de către noi. Cantitățile totale de precipitații în luna august se vor putea situa sub cele specifice pentru această lună, din păcate, la nivelul întregii țări. Asta nu înseamnă că nu pot fi areale zone în care punctiform să plouă mai mult și să se asigure fix necesarul de apă în sol. Noi vorbim la modul general și cu estimări în ceea ce privește mediile. Este ziua copilului astăzi, măcar și pentru asta și cuvine să terminăm așa într-o notă optimistă. Să vorbim un pic despre cât de importantă este educația copiilor în ce privește mediul, clima. Știu că ANM-ul se implică și aveți tot timpul acolo porțile deschise pentru copii și pentru adolescenți. Ei vin înspre voi? Vin foarte bucurie, mulți. Sunt curioși. Da, colegii mei care se ocupă de primirea lor, pe mail-ul nostru se primesc aceste cereri, toate, absolut toate, sunt, toate mail-urile sunt citite și înregistrate și în măsura în care ele pot fi și onorate, primim. Sunt multe vizite chiar în sala de prognoză, copilași chiar de la grădiniță, de la grupa mică, am văzut acolo în sala de prognoză venind și ascultând
ascult cu atenție ce le povestesc meteorologii cu experiență. Avem oameni dedicați care fac aceste prezentări. Sunt prezentări elaborate exact pentru etapa de vârstă, nivelul de vârstă al copiilor care vin să ne viziteze. Nu numai sala de prognoze este vizitată, ci și stația meteo. Administrația Națională de Meteorologie are o locație foarte frumoasă în care copiii se bucură să ajungă. Și chiar în zilele în care sunt ploi, vin cu umbrelele și ne vizitează, sunt foarte încântați. Vin cu și întrebări pregătite. Sunt foarte, unii dintre ei sunt foarte interesați. Alții vorbesc mai mult prin spate, dar cea mai mare parte dintre ei au o grămadă de curiozități și noi, chiar dacă lucrăm acolo, suntem, mă rog, prinși cu treaba noastră, cu prognozele, în general, v-a dat seama, sala de prognoze, suntem surprinși la un moment dat, pur și simplu ne oprim din lucru și ne uităm, domn, dar cine a zis? Da, uite el! Pentru că ei sunt câte unii mititei copii de școală care pun tot felul de întrebări interesante la care nu te-ai fi așteptat. La vârsta Iar lor, meteorologii, da. Colegii mei, sunt încântați că li se, practic, le ridică mingea la fileu să dezvolte diferite subiecte. Mulțumim din suflet, Iulia. În plin proces de schimbări climatice devine din ce în ce mai complicat să luăm în calcul prognozele meteo când ne programăm pe termen lung vacanțele, dar cu siguranță tot ce s-a discutat astăzi aici este util tuturor, în primul rând pentru conștientizarea acestor schimbări. Încă o dată mulțumim pentru toate informațiile și mai ales pentru modul accesibil în care le-ai transmis. Pe cât e de greu, pe atât e de important ca specialiștii să reușească să transmită informații științifice complicate într-un limbaj pe înțelesul publicului larg până la copiii de șchioapă, cum puneai și tu. Doamnelor și domnilor care ne-ați fost alături astăzi, mulțumim! Mâine, duminică, episodul de azi poate fi repăzut la aceeași oră, 11:30, oricând doriți găsiți toate episoadele A venit vremea pe canalul de YouTube Euronews România, la secțiunea A venit vremea. Pe sâmbăta viitoare prețuiți fiecare zi, viețile voastre și acasă pe Pământ.